Dragi telespectatori, astăzi la Personalitatea Zilei avem un invitat deosebit. V-ați obișnuit ca televiziunea noastră să aducă aici, în platoul televiziunii Exclusiv TV, oameni care știu să ia decizii, oameni care muncesc, oameni care sunt în mijlocul cetățenilor permanent și care vă ajută pe dumneavoastră să aveți tot confortul necesar. Mai ales că în mediul rural infrastructura este foarte, foarte importantă, mai ales că în mediul rural, pentru că astăzi vom vorbi foarte mult și de mediul urban, dar și de mediul rural, pentru că aici sunt problemele mai mari, e vorba de canalizare, apă, gaze și așa mai departe. Sunt subiecte foarte importante pentru dumneavoastră, cei care doriți să fiți în priză cu actualitatea județului Bacău. Un om care, spuneam eu, cunoaște foarte bine partea dreaptă a Siretului, da? Pentru cei care nu știu cum mă orientez eu așa, cum vii de la Giud, da? Pe partea dreaptă a Siretului. Din Amonte Naval, partea stângă, da. Invers, partea dreaptă. Bine ați venit, ați intrat deja în subiect, lângă noi domnul deputat Ionel Floroiu. Foarte bună completarea dumneavoastră și să știți că unul din motivele pentru care v-am invitat aici alături de noi pentru a vă cunoaște mai bine e faptul că sunteți tot timpul în mijlocul oamenilor. Oamenii, vă place Valea Berheciului, Valea Zeletinului, sunt locuri pitorești, sunt locuri minunate, e adevărat, aici trebuie să recunoaștem că televiziunea Exclusiv TV nu prea a fost prezentă în această zonă, dar am luat-o pe partea cealaltă. Am început de la, mai spunem, de la... Ne-am mai întâlnit pe la Parinci, la Lipova, Bibere, la domnul la Ungureni, ne-am întâlnit, așa, nu? Da. Noi am luat așa pe la Bacău, mai am plecat de la... N-ați intrat în profunzimea Motoșeni, Stănișești, da. Podul Turcului, pe acolo, de acum, a? Trebuie să ajungem pe la domnul primar Gelu, dacă mai e Gelu primar. Cioravă, da. Da. Care, de altfel, și cu această ocazie ioneștean, e ioneștean. Iar dumneavoastră sunteți născut aici, la Cașin, aici, lângă noi. Aruncă, la câteva sute, la o aruncă, mai spune, un kilometru, doi, așa, nu chiar. Cum spune lumea la țară, la o aruncătură de băț, aici, la Curița Cașin, da. La Cașin, unde sunt acele porți frumoase care... Da, puse în operă de domnul Tudose, da. Domnul Tudose, un om admirabil din perspectiva asta, da. A făcut o carte extraordinară despre comuna Cașin, de unde v-ați născut. Și atunci, hai să zic eu, vă propun așa, să trecem un pic în revistă activitatea dumneavoastră. Am stabilit, ați copilărit la Cașin, aici în județul Bacău. Cum ați ajuns în politică? Pentru că dumneavoastră veniți din mediul privat, ați venit în politică. E adevărat, un pic mai târziu, dar... Mai întâi am lucrat la stat și am lucrat bine vreo 15 ani, da. Da. Așa cum spuneam, m-am născut în comuna Cașin, am copilărit aici, în satul Curița. Aici am făcut școala generală, aici am fost cu prietenii mei pe aceste zone minunate și am putut constata că, într-adevăr, Cașinul a avut o istorie extraordinară, mai ales prin prisma Primului Război Mondial. Am văzut cazemate, m-am jucat prin acele cazemate, să vedeți, nu știu dacă ați fost, dar pe zona Bulziș, Cașin, Mănăstirea Cașin, sunt multe cazimate, unde, să fiu sincer, mi-a dat așa o inspirație de viață din perspectiva faptului că ulterior eu am iubit foarte mult istoria. Istoria este o poveste frumoasă, dacă știi să o înțelegi și dacă știi să o pătrunzi. Aici văd că există o legătură între istorie și cariera dumneavoastră profesională, pentru că mai târziu, inspirat de aceste lucruri, ați făcut o școală militară. Exact, după ce am terminat liceul și armata, am făcut o școală militară, am lucrat în cadrul Inspectoratul Poliției Județene timp de 15 ani, perioada în care, atenție, am reușit să cunosc Valea Zeletinului și Berheciului.
Și am o mică introducere aici, o mică povestioară. Eram elev în școala militară și am fost repartizat la Bacău în campania agricolă de toamnă. Și unde credeți că m-a repartizat Inspectoratul Poliției Județene? La Motoșeni. Motoșeni fiind comuna de pe Valea Zeletinului, la 20 de kilometri de podul Turcului. Practic, între Glăvănești, un sat de Mocani, da, și Răchitoasa Stănișești. Așa. Credeți-mă că am rămas surprins de sărăcia care era în zonă, de infrastructura atât de proastă, de lumea trăia în condiții, să zic, față de zona din care veneam, în condiții grele, foarte grele. O zonă preponderent agricolă, cu oameni care lucrau numai în agricultură, distanța față de centrele economice, cred că asta a făcut ca zona aia să rămână atât de săracă. Ia asta m-a impresionat și în timp o să revenim cum am ajuns în situația să răspund din 2004-2005 în exclusivitate de zona aia. E adevărat că zona Văii Trotușului este dezvoltată mai mult economic. Dumneavoastră v-ați asumat și din punct de vedere politic prezența în acea zonă. Dovadă că, cred că chiar anul trecut a fost asfaltat drumul către Motoșeni, adică în niște condiții foarte bune, a fost un constructor foarte bun. Mi-aduc aminte că domnul președinte Brașoveanu ne-a invitat la o vizită în teren acolo, o echipă a televiziunii noastre a fost și a filmat. Și desigur o să revenim mai târziu la aceste proiecte de asfaltare care, pot spune, este primul an în care județul Bacău este un șantier, dar în sensul pozitiv și bun al cuvântului, pentru că se asfaltează foarte, foarte, foarte multe drumuri. Deci una din problemele care exista în momentul în care dumneavoastră v-ați implicat în teritoriul acolo, în zona podul Turcului, Motoșeni și așa mai departe, era faptul că era nevoie de prezența unui om de decizie, un om care să vină cu propuneri pentru proiecte. Și revenind, ați terminat școala militară, ați lucrat în domeniu și după aia v-ați retras în domeniul privat, nu? Sunteți un politician care ați venit cu banii de acasă, cum deci, ați venit. Da. Telespectatorii dumneavoastră trebuie să știe și următorul lucru. La 1 februarie 1998 mi-am dat demisia din Poliția Română. Pur și simplu mi-am dat demisia fără să beneficiez de niciun venit de la stat. Atunci se făceau cereri pentru retragere, în perioada aia se restructura atât Ministerul de Interne, deci cât și Armata Română. Nu, pur și simplu, nimic. Pur și simplu mi-am dat demisia și m-am orientat în domeniul privat. Trebuie să recunosc că nu întâmplător am plecat, m-am bazat pe ceva atunci la momentul ăla. Socrii mei din Bacău aveau o mică afacere, socrul meu a decedat și atunci am luat decizia să mă retrag și să nu amestec lucrurile, privatul cu statul, cum mulți colegi de-ai mei din păcate au făcut-o. Mi-am asumat această răspundere și mi-am dat demisia și am început activitatea în mediul privat, o activitate care mi-a dat posibilitatea să-mi arăt capacitatea mea, dacă pot să spun așa, managerială, dacă am talentul sau n-am talentul managerial să pot să țin o firmă, să conduc o firmă la care ajung la un moment dat la circa 50-60 de oameni. Cu bune, cu rele, am parcurs toată perioada asta și eu sunt foarte fericit și foarte mulțumit, pentru că am reușit să o duc la bun sfârșit. În momentul când am ajuns la un alt nivel politic, m-am retras din toate firmele. La momentul actual nu mai sunt implicat în business. Chiar prin 2013, când aveam funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, am decis să mă retrag ușor, cu pași mici, pentru că nu poți să faci un lucru în business, să te retragi imediat, datorită faptului că în urma ta sunt niște oameni care au lucrat, am avut o echipă și a trebuit să fac pași foarte ușori de mariera în care să nu sufere cei care au lucrat cu mine. Aici aș vrea să vă pun o întrebare. De fapt, ar fi mai mult o recomandare pe care o să o cer din partea dumneavoastră pentru cei din mediul privat.
Considerați că este important ca și cei din mediul privat să se implice în luarea unor decizii în ceea ce privește județul Bacău? Adică venirea din privat este utilă? Poate dumneavoastră ați fost un caz foarte bun, dar considerați că și alții ar trebui să se implice în această zonă? Acum, nu știu... Deci, cum vedeți? Acum vedeți postura de deputat. Nu, da, dar la ce nivel de implicare? Implicare politică. Sunt două aspecte din perspectiva asta. O implicare politică totală sau din perspectiva comunicațională, mediul privat, instituțiile publice de stat, din perspectiva dezvoltării economice, dezvoltării administrative, să vină și mediul privat, oamenii implicați în mediul privat, cu idei de dezvoltare economică a județului, de redistribuirea fondurilor mai echilibrat în tot județul Bacău, de așa manieră încât fiecare să câștige din... Să știți că întrebarea mea nu a fost întâmplătoare pentru faptul că dumneavoastră ați demonstrat că este o mișcare de succes în plecarea din mediul privat în mediul politic. De ce? Pentru că având experiență, având și o pregătire militară până la urmă, având, fiind obișnuit cu disciplina economică, disciplina organizatorică, da? E o experiență. Aveți experiență. E o experiență, așa este. Ăsta era sensul că, având această experiență, oamenii trebuie să se implice. Acum vă spun, sunt trei aspecte aici. Trei aspecte. Unu, am lucrat la stat 15 ani de zile, am văzut ce înseamnă statul, m-a ajutat foarte mult munca în Ministerul de Interne. M-a ajutat enorm de mult pentru că m-a format un om disciplinat, un om corect, un om cu viziune. După aceea, sistemul privat mi-a arătat altă latură a dezvoltării mele personale, da? Să-mi dau seama dacă pot să construiesc, să fiu un bun manager, să comunic foarte bine cu oamenii, să țin oamenii aproape, să mă înțeleagă oamenii, să înțeleg și eu pe ei. Și a treia problemă ar fi aceea că dacă nu-ți place să faci politică și nu-ți place să fii alături de oameni, să ai legătura permanent cu oameni, să-i asculți, să-i înțelegi și tu să-i înțelegi pe ei și ei să te înțeleagă pe ei, pe tine. Dacă n-ai capacitatea asta de comunicare în politică, părerea mea că mai bine nu te apuci. Pentru mine politica e ca și o plăcere a vieții, e un job al meu. Eu iubesc două lucruri. În afară de familia care mi-o iubesc foarte mult și sunt familist convins, am doi copii mari, am 30 de ani de căsnicie, familia și mai am două joburi. Să le spun așa, politica și sportul, fotbalul în special. De la care nu renunț nici acum. Păi dacă e să vorbim acum despre dumneavoastră. Deci așa am tratat și eu politica, ca o plăcere. Deci asta înseamnă foarte mult să tratezi politica ca o plăcere. Nu? Mergând la tradiție, la modul de viață. Bineînțeles că am crescut cu, fiind dintr-o familie de oameni foarte gospodari, de la Curița, am crescut cu cai, cu vaci, cu două perechi de cai, foarte frumoși, foarte arătoși. Bunicii, părinții mei m-au învățat să merg și călare pe cai. Și am o poveste la Motoșeni, când m-am dus în școala, când eram în școala militară și am fost în practică, șeful de post avea doi cai de la Herghelia din Ploiești. Și când, primul lucru care m-a întrebat de unde ești, când ne-am spus de la Cașin, m-a dus direct în Graști și mi-a arătat cai. Iar cășunenii sunt oameni foarte mândri, să știți, expresia nu este întâmplătoare, îi cunosc foarte bine pe cășuneni. Televiziunea noastră are marele avantaj că e prezentă, am spus eu, aproape în tot județul Bacău. Și cred că mai e o calitate pe care o aveți, dacă putem să spunem o calitate. Faptul că... Mai scuteți-mi și defectele în relief. Nu, le spunem la urmă. Dar fiind născut la țară, cred că ai un avantaj totuși față de ceilalți care trăiesc în mediul urban, pentru că pleci de jos, pleci de la... De la firul ierbii. Place și mie să spun, da, așa ceea este. Ce am observat la dumneavoastră e că vă place, așa cum și mie, ca reporter de provincie, da? Îmi place să merg la țară. La țară, unde găsim oamenii așa cum sunt ei, unde găsim tradițiile de care spuneați mai devreme. Sincer, corect. Și care sunt deschiși. Deschiși. Da.
și care într-adevăr merită să aibă alături de ei la evenimente importante, pentru că fiecare comună nu o să folosesc termenul ăsta UAT neapărat, pentru că oameni nu știu ce neapărat UAT? Ce unitate administrativă teritorială. De comune, așa, au în fiecare an acele sărbători ale comunei. Întotdeauna am văzut, nu știu cum reușiți să vă faceți timp între a fi parlamentar și a veni aici în teritoriu, cum reușiți, că eu am rămas surprins, domnul Floroiu este prezent. Noi întotdeauna, echipa Exclusiv TV, ne uităm să vedem ce politicieni vin la acel eveniment. Nu știu, cum reușiți, înseamnă că vă dedicați foarte mult timp acestor... Corect, ați spus punctul pe... Aveți un cabinet parlamentar. Două cabinete parlamentare, am unul la Podul Turcului, unul la Slănic și câteodată cetățenii din municipiul Bacău mi l-au dat și pe al treilea la sediul partidului. Mă contactează foarte mulți oameni la sediul partidului. Am văzut și pe Facebook, am văzut că de acolo ne luăm și noi uneori informațiile, am văzut că permanent e cineva când aveți sigur, zile programate. Eu țin foarte mult la echipa mea, la oamenii cu care lucrez și eu știu cât de important e pentru ei ca să fiu lângă ei în momentele importante ale vieții lor, a vieții comunității locale. Cu ce probleme locale vin oamenii la și cabinetul parlamentar? Acolo aș spune că e o activitate mai puțin importantă pentru că eu vă văd în teren. Da. Dar cu ce probleme vin oamenii la dumneavoastră? Cum discutați cu ei? Și vin cu probleme de la nivelul primăriilor locale, de la, în special, vedeți dumneavoastră, legea 1 și 10 privind împroprietărirea oamenilor de la țară a pus multe probleme de-a lungul timpului. Nici acum, până în perioada asta pe care o trăim, nu s-a reușit a se face ordine în sistemul ăsta. Asta ar fi una din probleme. Alte probleme sunt de funcționare a instituțiilor deconcentrate. În sensul că mulți cetățeni vin cu probleme care sunt legate de garda de mediu, de agenția de mediu, de direcția agricolă și așa mai departe. În condițiile acestea, consilierul meu de la cabinet, am o echipă foarte bună la cabinet, preia toate aceste activități și le transmite pe cale legală, eu le înregistrez la cabinet și le transmite și se ocupă de ele până la finalizarea și la primirea răspunsului legal. Asta face Ionel Floroiu la cabinet, din perspectiva cetățenilor. Faceți parte dintr-o echipă, puteți continua dacă doriți să mai spun. Faceți parte dintr-o echipă importantă a județului Bacău. Eu consider că totuși, spre deosebire de alte județe, județul Bacău este mult mai bine moderat, dacă pot spune aceste ghilimele, de către factorii de decizie. Nu știu, cred că județul Bacău a intrat și este într-un trend foarte bun. Comunicarea este mult mai rapidă, politicienii sunt în teritoriu permanent, iar ceea ce observam zilele trecute, am fost undeva la Rătăciuni, am observat că și domnul subprefect care era prezent, dar și reprezentantul Consiliului Județean, domnul Pravăț, vicepreședinte al Consiliului Județean, au găsit o modalitate de a rezolva formalitățile mult mai rapide. S-a creat o echipă în județul Bacău, din care faceți parte și dumneavoastră, care urgentează procedurile. Să spunem, de exemplu, e nevoie pentru a, da, cum e vorba de centura Bacăului. Știu, da? Despre ce e vorba. Vă rog să ne dați câteva detalii în acest sens. Uitați care este situația. Dar aș vrea să nominalizați un pic din echipă. Situația, cam cine situația este, așa cum ați relatat-o dumneavoastră, dintr-o perspectivă extrem de sinceră și corectă. Președintele Dragoș Benea, cu experiența lui în mediul administrativ. Actualmente europarlamentar. Da, da. Subsemnatul la masa dumneavoastră cu experiența mea de vicepreședinte la Consiliul Județean. Lucian Șova, fost director general în Ministerul Transporturilor și ulterior ministru al transporturilor. Și mai tânăra noastră echipă, de care spunea Silviu Pravăț, subprefectul Valentin și ceilalți colegi ai noștri, tineri, am reușit împreună să fim o echipă care comunicăm foarte bine, care avem o expertiză foarte bună și care am reușit să impunem instituțiilor
deconcentrate ale statului să acționeze într-un mod mai eficient și mai rapid. Așa se datorează faptul că noi, la nivel administrativ și la nivel investițional, ne mișcăm de o manieră foarte, foarte bună. Și așa cum spuneați dumneavoastră, uitați cât de repede ne-a mișcat în privința centurii Bacăului. Centura Bacăului, care pe 17 km va fi în regim de autostradă, restul până la 29 de km în regim de drumuri laterale, gen drumuri județene, să înțeleagă toată populația. Iată ce pași am făcut vis-a-vis de autostrada A13. Împreună cu fostul ministru Șova, cred că am reușit să impunem ca această autostradă Brașov-Bacău-Iași să existe pe marța guvernului. Mai mult decât atât, am reușit printr-un memorandum să o finanțăm și la momentul ăsta sunt 3 sau 4 firme care sunt interesate să facă studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, de așa manieră încât pe circuitul financiar 2021-2027 a Uniunii Europene să avem studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, să-l punem pe masa Comisiei Europene, de așa manieră să fie finanțabil și să putem să trecem la execuția lui. Da. Suntem o echipă foarte unită, foarte solidă, foarte compactă, comunicăm foarte bine între noi, suntem sinceri între noi și asta cred că reprezintă succesul județului și al echipei noastre. Să vorbim un pic despre proiectele care sunt în zona de competență, hai să spunem, a dumneavoastră, nu de competență, ci de activitate pe care o aveți în partea dreaptă a Siretului. Am remarcat mai devreme că multă vreme această zonă a fost subdezvoltată, dar prezența dumneavoastră acolo a venit cu rezultate, zic eu, destul de bune. Este un șantier județul Bacău. Aici aș vrea să... Da. Cred că și noi, ca televiziune, noi ne deplasăm cu mașinile. Suntem și noi, până la urmă, oameni și vedem drumurile. Cum de s-a reușit, totuși, ca în acest an județul Bacău să aibă atâtea drumuri asfaltate, atâtea proiecte, că sunt și care sunt, în, sunt și unele care sunt în curs de rezolvare, nu mai vorbim de partea asta aici, Valea Uzului și așa mai departe, dar o să vorbim mai mult despre zona unde vă vedem noi în teren tot timpul. Cum ați reușit atâtea proiecte demarate în același timp? Aș începe în felul următor. Am găsit în, cât am fost vicepreședinte la Consiliul Județean, am găsit în Dragoș Benea... Câți ani ați fost? Patru ani și consilier județean înainte. De altfel, am colaborat foarte bine și pe ceilalți 4 ani de consilier județean și președinte Autorității de Ordine Publică a județului Bacău. La momentul respectiv, am colaborat foarte bine cu Dragoș Benea timp de 2000. Din 2004, suntem în 2019, 14 ani. Suntem niște parteneri care ne înțelegem, am ajuns să ne înțelegem din priviri. Suntem niște parteneri sinceri, unul cu altul, comunicăm foarte bine, ne ascultăm și ce e mai important, că ne ascultăm. Pe genul ăsta de colaborare am reușit, cât am fost vicepreședinte la Consiliul Județean, să arăt oamenilor, consilierilor județeni, aparatului administrativ al Consiliului Județean, că adevărații lideri sunt acei care reușesc să creeze un echilibru economic și social între zonele județului. Nu să creeze discrepanțe economice și sociale. Discrepanțele se erau vizibile între Valea Trotușului, Valea Muntelui, Valea Moineștiului și zona municipiului Bacău, cu o zonă dezvoltată economic, comunele limitrofe care erau legate pe verticală și orizontală la prosperitatea municipiului Bacău. Această zonă fiind la o distanță foarte mare, lipsită de infrastructură, firește că a rămas într-un stadiu de non-dezvoltare. Am reușit să conving președintele și Consiliul Județean și tot aparatul administrativ și toți colegii cu care m-am întâlnit la nivel guvernamental din perspectiva funcției pe care o am acum, că trebuie să investim acolo pentru că
au un potențial agricol frumos, e o zonă liniștită, frumoasă, sunt oameni calți, primitori și nu trebuie să creăm, așa cum am mai spus, dezechilibre. În ultimii ani, așa cum spuneați dumneavoastră, ați remarcat că am construit foarte mult drumuri locale, drumuri județene. La momentul ăsta, statistic, vă spun că avem în derulare, fără să vă spun drumurile județene, dar pot să reiau și chestiunea asta, numai pe Planul Național de Dezvoltare Locală, 40 de milioane de euro de investiții fără precedent în Valea Zeletinului, Berheciului și colinile Tutuve. Fiecare comună acum are cel puțin un șantier pe infrastructură rutieră, drumuri locale sau dispensar sau apă și canalizare, da, sau școli reabilitate, grădinițe și așa mai departe. La momentul ăsta se construiește, așa cum ați spus, aproape tot județul e un șantier. Nu există comună, vă dau două, trei comune care primarii n-au fost atât de orientați și de gospodari ca să acceseze proiecte. Acum avem posibilitatea să accesăm și proiecte guvernamentale și proiecte europene. Vă spun Izvorul Berheciului, din minte, Racova și cred că mai e o comună nesimnică, Pârgăresc sau cineva, nu știu, nu vreau să o jignesc pe doamna primar, nu știu dacă are proiectul acesta, contract. PNDL, haideți să-mi duc ideea. Da, vă rog, la urmă să ne spuneți de ce este importantă PNDL-ul pentru aceste UAT-uri. Aș mai da niște valori statistice. La momentul ăsta, județul Bacău are în diferite faze de execuție și de derulare 193 de proiecte pe toate componentele pe care le-am spus. Apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. 193 de proiecte fără drumuri județene în valoare de 130 de milioane de euro. Și mai avem în execuție și în diferite faze tot pe Planul Național de Dezvoltare Locală și dumneavoastră ați fost la semnarea contractelor și unele chiar au început pe drumuri județene, vreo 6 drumuri județene în valoare de 35 de milioane de euro. Mai exact undeva la 165 de milioane, în 165 de milioane de lei bani noi. Asta ce înseamnă 165 de miliarde de lei. Ați întrebat cum am ajuns să avem aceste proiecte. Vă rog. Sigur, prin colaborarea cu ministerele, prin a demonstra că și zona Moldovei și județele din zona Moldovei trebuie să devină niște șantiere, așa cum e Ardealul. Că dacă eu mi-amintesc bine și cred că mi-amintesc foarte bine, în perioada guvernării Boc-Băsescu, cele mai multe fonduri de dezvoltare pe infrastructură din România s-au dus în zona Ardealului. Și ardeleni ăștia toți să bat cu pumnul în piept, că ei sunt niște performanți în a atrage fonduri și așa mai departe. Dar uităm de faptul că Boc și Băsescu au dus marea majoritate a fondurilor în Ardeal și a lăsat Moldova de izbeliști. Iată că noi am reușit să convingem actuala conducere a partidului, guvernele care s-au succedat până acum și prin presiunea asta noastră și prin lobby-ul pe care l-am făcut la nivel guvernamental, am reușit ca să aducem atâtea fonduri în județul Bacău, fonduri de o valoare istorică pentru acest județ și de o valoare istorică și din perspectiva dezvoltării sociale și economice a județului Bacău. Să vorbim un pic despre, ați amintit mai devreme, despre acest proiect, despre autostrada Iași... A13, cum îi spune, Iași-Bacău-Brașov. Prezența domnului Benea în Parlamentul European cred că este extrem de utilă. Sigur, dânsul s-a lăsat mai greu convins ca să... Așa este. Prezența lui în teritoriul aici este... Și am văzut totuși că și-a făcut timp. Ne-am întâlnit acum, cred că puțin timp în urmă, ne-am întâlnit la câteva proiecte în județul Bacău, un teren, deci vine și acasă, chiar dacă face această navetă Europa-România, vine. Considerați că dânsul va avea puterea necesară și va lupta în continuare pentru această autostradă? Da. Sigur, erau mai multe propuneri pentru europarlamentari în zona Moldovei.
când am analizat propunerile, noi am fost oarecum nemulțumiți și nu satisfăcut de propunerile pe care le făceau colegii noștri din celelalte județe. Și atunci am creat o presiune pe președintele Dragoș Benea, că el nu vrea să plece din județ, e foarte legat de județul Bacău, e crescut, născut aici, familia e în Bacău, are o familie tânără și cu siguranță e un efort extraordinar de mare. Da. Până la urmă a reușit să-l convingem, s-a convins și el singur că poate ne este util din perspectiva legării Ardealului de Moldova prin autostrada asta A13 de care vorbim și de care noi ne-am legat în discursul nostru de ani de zile, dacă ați urmărit. Da, urmărim cu atenție. Fenomenul ăsta, că e important și pentru dumneavoastră aici la Onești, foarte important. Oneștiu, cred că deja simțim, am vorbit cu unicul Natiuc și am înțeles că au început să vină investitori, mai apar locuri de muncă. Din informațiile mele pe care le am, chiar au început să fie locuri de muncă și cred că se speculează și chestiunea asta că în 10 ani de zile maxim vom avea autostrada asta care să treacă prin Onești, Brașov, Onești, Iași. Un pic. Cum a reușit să convinge și guvernul? Guvernul României a pus pe masa Parlamentului 3 autostrăzi. Autostrada de Nord, care trece pe la Suceava și leagă Satu Mare, autostrada Unirii, de care s-a legat toți politicienii români într-o ipocrizie generală Iași-Târgu Mureș și Brașov-Onești-Bacău-Iași. Cât a fost ministrul Șova, a făcut evaluări la toate aceste 3 autostrăzi. Iași, autostrada Unirii este evaluată de mai mulți ani. Din perspectiva executării, din perspectiva costurilor, din perspectiva nivelului de trafic, s-a constatat că această autostradă A13, Brașov, încă o dată Onești, Bacău, Iași, vreau să intre foarte bine în capul telespectatorilor, este mai ușor de executat pentru că nu avem atâtea situri arheologice, da? Nu trece atâtea depresiuni cât ar și complexitatea depresiunilor autostrăzii Iași-Târgu Mureș sau Suceava-Satu Mare. E mult mai complicată. Și din perspectiva valorilor de trafic, care și pe valorile de trafic e cea mai circulată, ca să înțeleagă toată lumea. Deci e cea mai competitivă din toate punctele de vedere de construit în zona asta. Și insistăm în continuare și Comisia Europeană și firmele de consultanță de la Comisia Europeană, că nu-i făcut, analiza nu-i făcută numai de Ministerul Transportului, e făcută în colaborare cu consultanții Comisiei Europene, da? Ei au avizat că asta e cea mai ieftină, cea mai ușor de implementat în următorii ani ca să legăm Moldova de Ardea. Și eu cred că Dragoș Benea va avea o influență importantă, fiind și vicepreședintele Comisiei Regio, care se ocupă de infrastructura în toată Europa, să aibă un cuvânt important de spus, măcar să diminueze un pic sau să forțeze un pic ca birocrația să nu mai fie așa de mare la nivelul Bruxellesului, să poată să aducă această autostradă în prim planul Comisiei, de așa manieră încât să luăm avizele mai repede la Comisia Europeană să o punem în aplicare. Avem chiar la Onești un proiect care este finanțat, s-a semnat, e vorba de podul care face legătura între Onești și Bacău. E adevărat, există un pic de disconfort în această perioadă vis-a-vis de circulația pe așa este, acest traseu. L-am simțit și eu. Credeți că, că se va finaliza această lucrare? Domnul Eugen, mi-e greu să dau eu verdicte sau să dau timp de execuție, pentru că
Vedeți dumneavoastră, ne izbim de mulți constructori în județul acesta, mai serioși și mai puțin serioși. Dacă ar fi să mă iau de, despre ce am auzit de actualul constructor, am înțeles că e un constructor foarte serios. Repet, ce am auzit. Un constructor cu potențial, un constructor serios. Acum sunt mulți factori, știți, și vremea dacă te ajută. Ați observat că, că s-a dat ordine în începerea lucrărilor și au fost ploile alea torențiale, nu s-a putut lucra. Depinde și de toamnă cum va fi. Mi-e greu să anticipez cât va dura. Cert este că am înțeles că e un constructor bun și că e determinat să-l facă cât mai repede. Ce constructor vine într-un șantier să piardă timpul? Să ia bani să plece. Are finanțare, e un contract serios, finanțat de către Guvernul României, prin acest Plan Național de Dezvoltare Locală. Eu sper ca la anul pe mai devreme, de momentul la care discutăm noi, să fie gata. Sper, nu știu, nu sunt 100% sigur, pot să spun că e un constructor, ce am auzit, serios. Sper să demonstreze. Da, la Bacău, într-adevăr, aici putem să-i dăm și numele, cred că Umbrărescu este cel care se ocupă de centura Bacău. Autostradă și centura Bacăului, da. Să știți, și televiziunea noastră am observat a urmărit întotdeauna activitatea. Da. Și vă mulțumim pe această cale că puneți informația corectă în fața telespectatorilor. Pentru că a venit momentul în care, într-adevăr, și vis-a-vis de constructori trebuie să existe transparență și trebuie să îi nominalizăm pe cei care, într-adevăr, își fac treaba. Și care nu își fac treaba. Nu este niciun fel de problemă când și ei merită să fie mediatizați de către noi atunci când își fac treaba. Din păcate, am văzut ceva probleme la spitalul la serviciul de urgențe. Da, acolo, da, da. Unde am înțeles că s-a reziliat contractul. Nu, nu la serviciul de urgență, la spitalul vechi. La spitalul vechi. La spitalul vechi, da. Pe care îl moștenim de la Regina Maria. Deci, dumneavoastră, vă rog. La spitalul vechi, Compania Națională de Investiții de la București, ei au făcut licitația, e un câștigător din Botoșani, da? Ordinul de începere și autorizația de construcție, Consiliul Județean a eliberat-o foarte repede. Din păcate am înțeles că firma e în insolvență și are probleme. Da. Nu ține, vedeți dumneavoastră, noi politicienii, partea administrativă, aducem finanțarea, facem proceduri. Da? Procedurile ajung la maturitate, câștigă un constructor. De acolo nu mai e problema noastră, pentru că e un contract între părți. Nu poți să te bagi în contractul ăsta între părți, pentru că s-ar putea să ai probleme din punct de vedere al legalității. Vreau să scot în evidență următorul lucru și e bine să știe telespectatorii noștri că am văzut decizii și rapide pe care le-ați luat pentru că constructorii neserioși să-și piardă contract, să se rezilieze. Oamenii trebuie să știe acest lucru, nu trebuie să dea vina pe altcineva. Și mă bucur că faceți acest lucru, pentru că se face o nouă licitație, dar în orice caz nu se întârzie nu foarte mult. Nu perzi timpul cu neserioși. Deci da. Trebuie să recunoaștem și acest lucru, că sunt și constructori care nu-și fac treaba și care nu... Din păcate, astea sunt procedurile. Mai există acea zonă a contestațiilor care îngreunează oamenii, știți, eu vă spun și vorbesc și sunt contestatari, repede să știu, se facă lucrurile. Dar cine nu vrea repede? Da. Sunt așa zis și contestatari de profesie. Încă n-au dispărut din România. Șantajează pe ceilalți să le dea un comision din lucrare ca să nu depună contestație și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem că a fost și încă mai există indivizi de maniera asta. Dar ușor, ușor cred că ies de pe piață. Pentru că s-a dat în decembrie anul trecut și printr-o hotărâre de guvern, da, ultima contestație se face la CNSC de către cei care contestă de bună credință sau de rea credință, nu pot să știu. Sigur, eu. Da. În momentul când CNSC a dat dreptate anumitei firme care a ieșit câștigătoare, se poate semna contractul imediat, cum am făcut noi pe Corbasca Tătărăști, urmând ca contestația să meargă în instanță și în funcție de ce va decide instanța, se vor lua măsuri. Statul are grijă să recompenseze societatea inițială care a semnat contractul dacă are pierderi din perspectiva asta. Sintetizând toate aceste lucruri, observăm că
pe de o parte, veniți cu proiecte, se realizează, sunt finanțate prin diverse măsuri, PNDL și fonduri europene și alte surse, și pe de altă parte rezolvați operativ lucrările care din cauza constructorilor nu sunt rezolvate la timp, aș vrea să discutăm pe finalul emisiunii noastre despre viziunea dumneavoastră în ceea ce privește județul Bacău. Hai să vedem un pic în viitor, pentru că oamenii vor să știe cum v-ați gândit dumneavoastră la dezvoltarea județul Bacău în perioada care urmează. Deci e clar, avem câteva proiecte de mare anvergură, ceea ce va influența dezvoltarea economică și socială a județului Bacău. Și aici aș nominaliza următoarele proiecte care vor avea un impact deosebit pe județul Bacău. Autostrada Centura, da, aeroportul din Bacău, care are în desfășurare, în procedură de licitație, pista de aterizare care va fi mărită de la 2 km la 2 km jumate pe fonduri europene de 59 de milioane de euro. Cred că vom deveni cel mai important aeroport regional din țară, terminând pista cu portanță pentru cele mai grele avioane care pot decola și ateriza de pe acest aeroport. Cred că aceste două investiții își vor pune amprenta foarte mult pe dezvoltarea economică și socială a județului Bacău și cu speranța că ne vom mișca bine dacă reușim și autostrada Brașov Onești Bacău Iași, cu influență foarte mare pe termen mediu și lung de dezvoltarea Moldovei, nu numai a județului Bacău, dar cu impact foarte mare asupra județului Bacău. Eu sunt foarte optimist, le spun la tineri, le spun și la copiii mei, rămâniți în Bacău, că Bacău peste 10 ani va arăta un județ de referință pentru zona Moldovei și chiar pentru ceea ce înseamnă România. În ceea ce privește discuția de astăzi, care a fost o discuție foarte deschisă, sunteți un om care spuneți lucrurilor pe nume, aș vrea să, dacă sunt anumite lucruri pe care doriți să le mai precizați pentru telespectatorii noștri. În telespectator care... vreau să le spun să nu-și piardă optimist, nu? Să aibă încredere în noi, noi suntem în mijlocul lor, permanent. În ceea ce mă privește, întotdeauna voi lua deciziile împreună cu ei și cu colegii mei pe care îi simt întotdeauna aproape. Avem o echipă puternică, dinamică, serioasă, sănătoasă și va lucra pentru județul Bacău. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, în numele telespectatorilor noștri. Prezența dumneavoastră în studioul nostru din Onești ne onorează. Ne bucurăm foarte mult că sunteți deschis. De altfel, trebuie să le spun celor care ne privesc că telefonul dumneavoastră este permanent deschis și nu numai nouă, pentru toată lumea și pentru toți cetățenii. Așadar, vă doresc putere de muncă în continuare și vă așteptăm și la alte ediții aici la Exclusiv TV. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă spune tuturor la revedere. Domnule deputat, vă mulțumim și ne-a făcut plăcere să avem acest dialog astăzi aici. Mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere, telespectatorilor dumneavoastră. Thank you.